Luna martie în trei zile. Pomenirea sfinților mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc. Aceștia au trăit pe vremea tiranilor împărați Dioclețian și Maximian. Rudenii și împreună ostași cu Sfântul Teodor Tiron, iar cu neamul în Pontul Capadociei, Eutropiu și Cleonic erau frați între ei, iar Vasilisc era nepot Sfântului Teodor. Și fiind ei creștini cu credința, încă și propovăduitori ai credinței, au fost prinși împreună cu Sfântul Teodor și au rămas în temniță multă vreme după mucenicia lui. Deci, venind din Amasia Capadociei, un alt dregător, Asclepiodot, cu numele, acesta a luat seama celor închiși în temniță de mulți ani și, chemați fiind cei trei tineri ostași creștini, s-au înfățișat înaintea dregătorului, mărturisindu-și credința lor în Hristos și bucuria de a pătimi pentru el, batjocorind idolii și pe cei ce se închină lor, deci dovedindu-se zădarnice toate încercările dregătorului de a-i atrage cu vorba bună și cu făgăduința înaltelor dregătorii, Asclepiodot a dat poruncă aspră ca să fie supuși la grele chinuri. Drept aceea, Eutropiu, socotit dascălul vrăjitoriei, pentru puterea cu care apăra credința, a fost mai întâi bătut peste gură și peste tot trupul, până la desfacerea cărnii de pe oase, apoi au turnat peste ei găleți de smoală topită și din nou au fost aruncați în temniță. Fiind duși apoi în capiștea Artemidei, ca în fața poporului să aducă jertfă idolilor, idolul a căzut la pământ și s-a sfărâmat în bucăți la rugăciunea lor către Dumnezeu. Deci, fiind învinuiți de vrăjitorie, Eutropiu și Cleonic și-au primit sfârșitul prin răstignire pe cruce, asemenea Mântuitorului. Cât despre Vasilisc, care se ruga să fie și el răstignit odată cu prietenii săi, Asclepiodot, nevoind să-i dea această mângâiere, l-a aruncat în temniță și abia mai târziu s-a mutat la Domnul, tăindu-i se capul cu sabia. Într-o această zi, cuvânt despre Teodor Sembriașul. Ne-a spus nouă Ioan, păstorul oilor lui Hristos. A mers, zicea, Lava Nicolae Sihastrul și l-am aflat pe el șezând în peșteră. Deci venise la dânsul un oarecare mirean și ne-a vorbit nouă părintele Nicolae despre mântuirea sufletului. Iar după aceasta el a zis mireanului, spune-ne nouă vreun cuvânt de folos. A răspuns mireanul, ce am eu oare a vă spune vouă de folos, părinte, om mirean fiind eu? Eu care nici mie însumi nu-mi pot fi de folos, zisa lui starețul. Ceea ce ai, aceea să spui. Atunci a zis mireanul, cu rugăciunile tale, părinte, am 22 de ani și afară de sâmbătă și duminică, soarele nu m-a văzut pe mine mâncând. Și am fost și argat în sat la un om bogat, nemilostiv și lacom, și slujind la dânsul 15 ani, lucrând ziua și noaptea, n-a voit să-mi dea sembria mea pe nici un an, ci toată vremea mă necăjea mult. Iar eu am zis în sinea mea, Teodor, de vei răbda la omul acesta, apoi în locul sembriei
și unor scârbe ca acestea, împărăția cerurilor îți vor mijloci ele. Și mi-am păzit și trupul meu curat față de femei până în ziua de astăzi. Deci acestea, auzindu-le, mult ne-am folosit. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Efrem, că nu se cade a asculta pe cei ce rău se jură. Dacă cineva s-ar apropia de tine în taină zicându-ți, să dăm cuvânt între noi, ca să avem unul față de altul dragoste și unire, că orice ți-ar zice ție, tu să mă asculți fără de nicio împotrivire. Apoi, dacă jurământul acesta de va voi acela să te răzvrătească la păcat, să nu te pleci lui, chiar de ți-ar aduce ca mărturie mărimea jurământului, chiar de s-ar întinde jos, rugându-te spre lepădarea poruncii lui Dumnezeu. Să nu cauți la fața oamenilor împotriva sufletului tău. Că știe diavolul nu numai aceasta să le facă, ci și din Scriptură să aducă dovezi, și știe și neputința trupului să o pună înainte și alte multe să născocească ca pe om călcător de poruncile lui Dumnezeu să-l facă și să aibă cu ce să se laude împotriva lui. Dar noi, luând învățătură din sârguință și din osteneala lui, ne vom arăta tari în socotirea evlaviei. Deci se cădea mai întâi să nu te juri nici de cum pentru porunca Mântuitorului nostru Dumnezeu. Și acum te-ai prins cu cuvântul, nu fi nebăgător de seamă, că ai venit în mâinile celor răi pentru prietenul tău. Să nu dai somn ochilor tăi, nici odihnă genilor tale, ca să scapi ca o căprioară din curse și ca o pasăre din lanț. Că toate acestea nu cobori cu mintea, nici nu te tulbura, că este îndreptare dacă vei avea de acum pe Domnul înaintea ochilor. Deci ia aminte la tine însuți, nu ești vinovat de jurământ dacă te vei depărta de cel rău, că însuși cel ce a propovăduit Evanghelia în lume pentru covârșitoarea lui iubire de oameni, însuți Domnul a poruncit oamenilor să se pocăiască și să se depărteze de la tot păcatul. Vezi, dar, ca nu cumva vrând a săvârși dulcețele noastre să punem pricină jurământul, ca unii care n-am putea să ne mai descurcăm pe noi înșine din mrejile vrăjmașului. Dumnezeu nu se batjocorește și celor ce voiesc a se mântui le întinde mâna. Deci abată-te de la rău și fă bine și într-o aceasta ai păzit cuvântul celui ce a zis. De la toată calea ce rea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. Iar de vrei ca mai desăvârșit să te încredințezi pe tine că nu ești vinovat de cuvântul dat, dacă vei fugi de cele rele și vei face cele bune și te vei depărta pe tine de toți oamenii care umblă fără rânduială, ascultă pildă sau, ca să zic mai bine, iată o asemănare. Un om oarecare avea un fiu, iar fiul iubea mult pe tatăl întru toate, dar un altul, biruindu-se de invidie pentru sporirea tânărului său prieten, apropiindu-se în taină, i-a spus lui, jură-te mie pe tatăl tău, că ceea ce ți voi zice, aceea vei face și vei păzi fără de nicio împotrivire,
iar el, nefăcând bine, s-a jurat. Iar după aceasta a zis către dânsul: ducându-te acum, pocărește pe tatăl tău și rănește-l pe el cu cuțitul și să nu te mai rușinezi de fața lui și toate câte ți va porunci el să nu le faci. Tu să le faci fiindcă te-ai jurat mie și nu vei putea să nu asculți de cele zise de mine. Și acum te întreb, oare va suferi fiul o nebunie ca aceasta sau mai bine zis asemenea păgânie și nu va defăima sfătuirea lui cea fără de lege? Din dragoste față de părintele său, socotesc că va răspunde și îi va zice: te văd pe tine că nu ești om cu adevărat, ci vrăjmaș tatălui meu și sufletului meu pismuitor. Dar nu mă vei înșela pe mine ca șarpele pe Eva cu viclenia, nici nu mă vei înlănțui pe mine în păgânătate cu răutatea ta, cea mult împletită, și nu mă va învinui pe mine tatăl, că nu mă plec păgânătății tale. Deci defăimez sfătuirea ta cea fără de lege pentru dragostea tatălui meu și pentru mântuirea sufletului meu, iar urechile mele le pecetluiesc cu semnul crucii, ca să nu mai intre veninul cuvintelor tale în auzul meu. Și chiar de întâlnirea cu tine voi fugi, pentru viclenia cea din tine. Ne poruncește nouă însuși apostolul să ne ferim de tot fratele care umblă fără rânduială, că Dumnezeu nu se cinstește cu fapte rebele. Deci nu te aduna cu bărbați păcătoși ca să nu întărâți pe tatăl tău cel din ceruri, lucrând cele potrivnice poruncilor lui și rămânând fără răspuns în ziua judecății, că prin călcarea poruncilor Sfintei Evangheliei superi pe Dumnezeu. Ia aminte la tine însuți și învață sfârșitul cuvântului prorocului care zice: jurat-o m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Și iarăși zice: nedreptatea am urât și am desprețuit, iar legea ta am iubit. Și într-o această milă a lui Dumnezeu vei scăpa de mari ispite și primejdii, iar peste cel viclean vor veni cele scrise: întoarce se va durerea lui la capul lui, iar peste creștetul lui se va pogorâ nedreptatea lui. Drept aceea, câștigă-ți dragostea și unirea, nu prin jurăminte și momeli, ci prin așezarea sufletului, după legea lui Dumnezeu. Căci într-o această împărăție a lui Dumnezeu, nimic nedrept sau necurat nu intră. Și va fi cu tine darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava și puterea în veci. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.